300 de persoane de etnie romă din două comune sucevene au beneficiat de analize medicale și consultații în cadrul proiectului Sănătate prin prevenire și informare. Proiectul a debutat în luna august, iar astăzi, de Ziua Minorităților, acesta a fost încheiat. Finanțarea serviciilor medicale pentru persoanele de etnie romă a venit din partea Agenției Naționale pentru Romi. Partenerii în acest proiect au fost instituția prefectului județului Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Primăria Comunei Valea Moldovei și Primăria Comunei Ciprian Porumbescu. Obiectivul principal al proiectului Sănătatea prin prevenire și informare a fost creșterea accesului romilor din județul Suceava și anume din comunitățile Valea Moldovei și Ciprian Porumbescu la serviciile publice de sănătate în contextul Anului European al Cetățeniei pentru implementarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020. Astăzi, 18 decembrie, cu ocazia Zilei Minorităților Naționale din România, încheiem proiectul Sănătatea prin prevenire și informare, proiect implementat de Asociația Șucar Romano, în parteneria cu Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică, Primăria Comunei Ciprian Porumbescu și Valea Moldovei, proiect finanțat de Agenția Națională pentru Romi, în contextul Anului European al Cetățeniei. Am ajuns la final, a fost o provocare, sperăm că beneficiarii au fost mulțumiți de serviciile prestate. Considerăm că ne-am atins obiectivul și scopul proiectului. Sperăm și în colaborări pe viitor pe alte proiecte pentru a continua îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor romi din județul Suceava.